Deșeul spațial a ajuns pe o plajă îndepărtată din vestul Australiei și provine cel mai probabil de la un vehicul de lansare, susține Agenția Spațială Australiană. Cilindru cu o înălțime de aproximativ 2,5 metri și parțial confecționat dintr-un material de culoare aurie a fost găsit la începutul lunii iulie în apropiere de Crane Head. Descoperirea a dus la teorii potrivit cărora ar fi putut face parte dintr-un avion de linie prăbușit, dar Agenția Spațială a declarat că în urma unei investigații a ajuns la concluzia că cel mai probabil este vorba de o secțiune dintr-un vehicul de lansare a unui satelit polar. Organizația a fost activă în ultimele luni, ultima sa lansare de satelit fiind finalizată cu succes duminică. Atunci când au fost găsite resturile, premierul Roger a declarat că acestea ar putea fi expuse într-un muzeu local, alături de Pava Skylab, care a căzut pe pământ în anul 1979. Skylab a fost prima stație spațială din America, lansată de NASA. Acesta a orbitat fără echipaj uman timp de aproximativ 5 ani, înainte de a se dezintegra și de a împrăștia resturi în toată regiunea Esperance, relatează libertatea.ro.